Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Ne adâncim în obsesiile și pasiunile lui Halil Ibrahim Ceyhan, unul dintre cei mai carismatici, magistrali și admirați jucători din industrie, pentru tine. Dacă urmăriți videoclipul până la final, veți observa câteva informații foarte importante despre talentata actriță. În primul rând, am dorit să subliniem că lui Halil Ibrahim Ceyhan nu îi place nimic din ceea ce este standard. Ceyhan, care exprimă mereu că mediocritatea nu este pentru el, susține că acest obicei există încă din copilărie. Ceyhan, care a spus că singurul motiv pentru care a ales să joace a fost pentru că a jucat întotdeauna un alt personaj, motiv pentru care a preferat actoria. Unul dintre visele copilăriei lui Ceyhan a fost să fie un om de afaceri de succes și, prin urmare, este dependent de costume. În plus, celebrului actor îi plac părul și barba și îi place să se îmbrace. Celebrul actor spune mereu că cea mai mare pasiune a lui sunt mașinile sport, deoarece este dependent de viteză. Actrița de succes, care acordă o mare importanță curățeniei, adoră să bea cafea și ceai turcesc. Ceyhan subliniază mereu că așteaptă între seturi o ceașcă de ceai sau cafea. Să trecem la cea mai importantă caracteristică a lui Ceyhan. Când spui că nu poți face ceva, Ceyhan îl blochează și face totul pentru a o face. Învață tehnici și tactici și face orice este cercetarea lui. Dar sigur o va face. Unde vă aflați astăzi este probabil unul dintre ele. Datorită acestei caracteristici, jucătorul maestru a reușit să devină unul dintre cei mai de succes jucători din Turcia astăzi. Deci, ce caracteristică master player vă place? Nu uitați să ne împărtășiți gândurile. La revedere!